Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:46 de minute, deșteptarea Europa FM. În continuare despre situația contestațiilor la evaluarea națională. Ne-a impresionat cu adevărat cazul copilului care a primit inițial nota 5, deși el se aștepta la o notă peste 9 și a ajuns să fie făcut prostul școlii, după cum ne-au povestit părinții lui. Mesajul pe care ne-l-a trimis tatăl puștiului scrie așa: copilul știa că trebuia să ia 9,50 și s-a trezit cu 5. După contestație a primit 8,5. E traumatizat și acum se scoală noaptea și cere codul lui să plece la examen. 19.000 de contestații la notele primite la evaluarea națională, imensa majoritate soluționate favorabil și 16 cazuri doar la română în care diferența dintre nota inițială și cea primită după contestație a fost de peste 2 puncte. Dar chiar și 10 sutimi sunt mult, având în vedere competiția teribilă pentru locurile la liceele bune. Presiunea pe cei mici a fost foarte mare, unii n-au reușit să atingă așteptările părinților, familiei și, de ce nu, poate chiar și pe ale lor înșile. Cum trebuie abordate astfel de momente? Psihologul Gașpar Gheorghi este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să începem, domnule Gașpar, cu situația acestui copil traumatizat, iată, după ce, deși a crescut cu 3 puncte și jumătate, nota a rămas cu sechele, să zic așa, cu probleme după ce copiii au râs de el și pentru că șocul a fost foarte mare. Ce e de făcut într-o situație din asta? Înainte de toate aș puncta faptul că e normal ca după astfel de experiență dificilă să existe o încărcătură emoțională mai ridicată, să persiste stările de anxietate, dificultățile de somn, să existe o stare emoțională neplăcută, adică nu e nimic în neregulă. Psihicul uman, prin astfel de reacții, prin astfel de strategii, își revine după experiențe dificile. Sigur că nimeni nu își imaginează că acest copil ar trebui să rămână cu aceste experiențe, însă acum, în acest moment, reacția este firească și normală. Este foarte, foarte important ca părinții și cei din jur să-i fie alături, să nu încerce să-i transmită că nu e în regulă cum simte, ce trăiește, pentru că, așa cum am punctat, atunci când ne confruntăm cu experiențe dificile, acesta este modul în care psihicul nostru încearcă să-și revină. Din fericire, de cele mai multe ori, dacă copiii au alături părinții, dacă au alături prieteni, profesori care îi înțeleg și care le transmit că așa funcționează ființa umană, de cele mai multe ori această experiență nu se transformă într-o traumă pe termen lung, este doar o anxietate foarte crescută pe moment. O situație mult mai larg răspândită, însă, este cea a copiilor care au luat note foarte bune la această evaluare națională, de să zicem 9, iar cu nota 9, în momentul de față, nu prinzi unul din primele 15-20 de licee din București. Vorbesc doar de situația Bucureștiului, pentru că o cunosc. Adică a ajuns nota 9 să fie o notă mai degrabă slabă într-un clasament pentru admiterea la liceu. Cred că e foarte greu pentru un copil, și cunosc cazuri personal, să înțeleagă chestia asta. Adică, măi, am luat 9 și cu nota 9 sunt într-o situație delicată. E foarte greu să prind un liceu bun, deși eu m-am pregătit foarte bine în gimnaziu, am luat note foarte mari și am vizat un liceu de top. Cum trebuie un părinte să se comporte cu un astfel de copil care este într-o angoasă teribilă? Probabil că este genul de experiență care strânește foarte multă frustrare și în ceea ce îi privește pe elevi și în ceea ce îi privește pe părinți. Și asta s-ar putea să fie o lecție de viață pe care poate acum e nevoie să învățăm. Nu putem controla totul în această viață. Obiectivele noastre nu pot să fie de fiecare dată atinse, deși noi probabil că ne-am străduit foarte mult să facem asta. Și atunci ne uităm la cum a supraviețuit ființa umană dintotdeauna, așa nume prin adaptare. În momentul în care planul A nu funcționează, avem nevoie să ne punem mintea la treabă, avem nevoie să vorbim cu ceilalți membri din familie, să ne înțelegem cu ceilalți oameni de încredere din viața noastră, să vedem ce putem face. În momentul în care realitatea se opune cumva obiectivelor noastre, cel mai înțelept este să căutăm alte opțiuni, alte modalități prin care să mergem mai departe. E foarte important să echipăm pe copiii noștri, înainte de toate, cu niște abilități prin care ei să tolereze frustrarea, și în momentul în care se confruntă cu o problemă sau cu o dificultate,
este să nu renunțe doar pentru că planul A nu a funcționat. Hai să vedem cum ar arăta planul B. Probabil că nu va ajunge copilul la liceul pe care și l-a dorit foarte mult, dar s-ar putea să fie o experiență din care să învețe și mai mult dacă ajunge în altă parte. Din păcate, viața nu este perfectă. Nu de fiecare dată putem controla ceea ce ni se întâmplă, dar ne putem adapta. Dar concret, Gașpar, într-o situație de asta, e mai bine să iei presiunea de pe copil, să zici, să zicem, hai să mergem într-o vacanță, să uităm totul, asta e bine așa? Sau să-l faci să înțeleagă că totuși a fost un eșec? Acum depinde foarte mult și cum definim eșecul. Depinde foarte mult cât de important e pentru copilul nostru să ajungă la un anumit liceu. Cunosc destul de mulți elevi care au niște standarde extrem de ridicate, nu neapărat impuse de părinți, ci mai degrabă pentru că așa s-a conturat personalitatea lor. Unui elev care și-a dorit foarte, foarte tare să ajungă la un liceu de top al lua și îi spunea să mergem în vacanță și totul va fi bine, s-ar putea să nu fie strategia care să-l ajute, pentru că ar putea percepe că părinții nu le înțeleg, că ei nu realizează cât de important e ceea ce s-a întâmplat pentru el. Dacă ne uităm la eșec, aici s-ar putea să fie mai multe explicații. Nu de fiecare dată rezultatele mai scăzute sunt din cauza faptului că al nostru copil nu a învățat suficient de mult. Sunt situații în care apare anxietatea de examen. Sunt situații în care copilul este efectiv epuizat în ziua examenului și nu reușește să performeze exact așa cum și-ar fi dorit. Adică cred că subiectul e un pic mai amplu și aici de fiecare dată în calitate de părinți sau în calitate de îngrijitori ai copilor sunt trei întrebări pe care este foarte important să ni le adresăm. De ce s-a ajuns aici? De ce se poartă copilul așa cum se poartă? De ce a obținut aceste rezultate? După aceea să vedem exact ce are nevoie să învețe copilul din această experiență și noi știm că chiar și din cele mai dificile experiențe putem învăța câte ceva. Și a treia întrebare este cum anume pot să-l susțin pe copilul meu să învețe ce are nevoie să învețe din această experiență. Gașpar Gheorghe, mulțumim foarte mult pentru prezența în deșteptarea și pentru explicații. Mulțumesc și eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.